Bună ziua, oameni frumoși și bine v-am regăsit! Astăzi am revenit cu etalarea dragostei pentru săptămâna 16-22 august 2020 pentru Zodia Leu. Această etalare este valabilă și pentru aceia dintre dumneavoastră care aveți ascendent sau lună în Zodia Leu. Dacă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă doriți și vă face plăcere să lăsați un like, un coment, să vă abonați, să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Și acum haideți să vedem ce se va întâmpla sau ce va urma în această săptămână din punct de vedere emoțional. Sunt cărți care vor să iasă, sunt care vor să stea în pachet. Unii dintre dumneavoastră aveți o relație la distanță, probabil văd foarte multă comunicare și foarte multă siguranță și stabilitate. Probabil veți discuta mult mai serios, veți pune problema mult mai serios când vine vorba de relația dumneavoastră, de legătura aceasta sentimentală. Aici, în alte situații, o anumită relație se răcește sau s-a răcit puțin, nu a existat comunicare, ceva s-a întâmplat aici. Puteți avea legătură cu persoane de semn de pământ, taur, fecioară, capricorn, dar avem și semne de apă, rac, scorpion, pești. Vești frumoase, dar sunt și câteva ezitări aici, să știți, în unele situații. Dar sunt și relațiile de trio, parcă unii dintre dumneavoastră sau în anumite situații există și o relație ascunsă de care veți afla probabil în această săptămână sau o intuiți, o bănuiți cumva într-un fel sau altul. Dar văd și foarte multă restricție, blocaj. Vă este frică ca nu cumva o anumită situație din trecut să revină în viața dumneavoastră amoroasă, o persoană probabil. Dar frica aceasta poate fi și în sensul bun. Adică da, vă este frică de ce a fost în trecut, dar parcă vă doriți să se întâmple ceva. Haideți să vedem ce este cu această reușită. Puteți avea o reușită cu semnul zodiacal fecioară în unele situații. Dar mai vorbim și de faptul că scăpați de singurătate unii dintre dumneavoastră. Vă cunoașteți, întâlniți pe cineva după o perioadă în care lucrurile nu au stat foarte rău pentru dumneavoastră. Apare cineva într-un mod foarte șocant. Întâlniți pe cineva și simțiți că este dragoste la prima vedere. În alte situații vorbim de faptul că poate începeți o poveste de dragoste mult prea repede. În ce sens? Nu cumva să vă fi despărțit recent și din răzbunare sau din durerea, din durerea aceasta prin care treceți să doriți să cunoașteți imediat pe cineva. Dar vor urma și niște schimbări foarte interesante. Aveți grijă să nu vă certați, oricum vor fi certuri din dragoste, deci nu aveți de ce să vă faceți grijă. Aici se va dărâma ceva vechi, o atitudine, probabil un mod de a aborda o anumită relație, dar totul este spre bine, pentru că așa lăsați loc sentimentelor pure, sentimentelor curate să vină și să vă învăluie. Multă siguranță în alte relații și văd că vi se îndeplinește o dorință din punct de vedere emoțional, amoros. Poate cu semne de pământ, taur, fecioară, capricorn, ideea este că ieșiți dintr-un blocaj, dintr-o neliniște, ați avut o gândire negativă când a venit vorba de dragoste sau v-ați pierdut orice speranță că lucrurile se pot îmbunătăți sau puteți avea noroc în dragoste, lucrurile se schimbă pentru că depășiți acea zonă de nesiguranță, de instabilitate, de nehotărâre, de indecizie, îndoială, da? Vă alegeți calea începând cu această săptămână. Totul depinde, cred că, și de atitudinea pe care o aveți dumneavoastră și cât de deschiși sunteți spre dragoste, pentru că acolo, într-adevăr, sunt sentimente foarte profunde. Aici mai avem semn zodiacal pește. Așteptați un semn de mult timp din partea cuiva sau să vă arate ceea ce simte pentru dumneavoastră sau ceea ce gândește sau ce se întâmplă, pur și simplu că nu mai știți nimic, totul este în ceață. Nu știți de ce s-a răcit o anumită relație, nu știți de ce nu vă comunică o anumită persoană ceva, nu știți de ce a dispărut pur și simplu din viața dumneavoastră. Este un mister. Este și o frică aici pentru că cumva, unii dintre dumneavoastră vă aflați în relații de trio, clar. Aici avem și semnul zodiacal gemeni, dar avem și relațiile de trio.
Vă este frică probabil să nu pierdeți persoana iubită care mai are pe cineva. Dar va fi cu veste bună pentru dumneavoastră. Veți ieși învingători din toată situația aceasta. Veți câștiga pur și simplu. Aici văd un semn de foc ca și dumneavoastră berbecleu săgetător, care vine cu multă agitație, vine și cu multă dragoste. E o situație necunoscută momentan, dar intuiția dumneavoastră nu vă înșeală. Și veți avea parte de o reușită sentimentală extraordinar de mare. Probabil simțiți cu o anumită persoană vă iubește în secret sau cu o anumită persoană vă privește într-un alt mod și nu vă înșelați. Intuiția nu vă înșeală. Dar vedeți că în unele situații vă poate duce în eroare, oricum ar fi. Sau dumneavoastră să sperați la mai mult. Aveți grijă la alegerile pe care le veți face din punct de vedere amoros. Văd foarte multă activitate intimă așa dumneavoastră. Văd și semne de aer, gemeni, balanță, vărsător. Totul se consumă repede, dar vă place pentru că vă atingeți scopurile. Sunteți foarte încrezători, sunteți foarte mulțumiți de ceea ce se întâmplă în viața dumneavoastră amoroasă. Aici veți avea un parte de un început foarte frumos și sigur. Vorbim de o șansă într-adevăr reală, o șansă foarte sigură, o șansă la o iubire foarte profundă, foarte matură. Poate unii dintre dumneavoastră deja discutați despre o căsătorie religioasă. În alte situații, căsătoria aceasta se poate fi într-o lună de zile, dar va fi cu reușită. Iar unii dintre dumneavoastră, dacă nu ați avut succes sau nu ați avut reușită în dragoste, cam într-o lună de zile maxim, veți vedea niște schimbări, niște rezolvări, niște rezultate. Avem și semnul zodiacal Taur acolo. Ieșiți din instabilitate emoțională, scăpați de rivali în dragoste, că acolo a fost o problemă, într-adevăr, care v-a nemulțumit foarte tare și v-a dezamăgit, v-a dus într-o zonă neplăcută, dar forța, care sunteți dumneavoastră lei, da? Aveți o forță interioară extraordinar de mare și sunteți în stare să schimbați lumea. La figurat, bineînțeles. Pentru că aici văd că închideți un capitol din viața dumneavoastră care nu vă mai satisface în niciun fel și veți începe un nou drum în viața dumneavoastră amoroasă care este mult mai încântător. În legătură cu teama aceasta, cu frica pe care o aveți, neliniștea, trebuie să vă luați inima în dinți și să spuneți unei anumite persoane ceea ce simțiți pentru ea sau pentru el. Da? Pentru că aici văd că trăiți o altfel de dragoste, o dragoste nemai întâlnită până acum. Veți face până la urmă această propunere, vă luați inima în dinți, fie ce o fi, riscați. De ce apare un risc? Probabil este o persoană mai greu de cucerit, da, o persoană care nu, poate este la un drum, persoana aceasta, în unele situații, sau o persoană care nu a fost foarte fericită în dragoste și dumneavoastră vă este frică, nu știți cum să o abordați. Avem și semne de aer, gemeni, balanță, vărsător. Poate este o persoană proaspăt divorțată, poate este o persoană care este în divorț. Depinde de la caz la caz, dar văd foarte mult vizite, comunicare, veselie, dar se pune accent foarte mult și pe discuții de acestea care vor clarifica multe lucruri ce țin de viața dumneavoastră personală, da? Veți rezolva cu niște acte, poate unii dintre dumneavoastră, uitați, tot apare căsătoria, da? Poate vă căsătoriți civil unii dintre dumneavoastră. Aici vă vine o veste probabil la un semn, poate de la un săgetător. Asta în unele cazuri, oricum nu uitați că aceasta este o etalare generală și nu se poate potrivi tuturor. Luați de aici doar ce vi se potrivește dumneavoastră și dacă nu vi se potrivește nimic, înseamnă că nu am avut o conexiune foarte bună cu dumneavoastră sau, nu știu, se mai întâmplă. Trebuie să vă dați seama, sunteți foarte mulți care vă uitați și cumva trebuie să atingem toate subiectele, tot ce mese oricum eu vă transmit. Da, aici este o ezitare, se amână o decizie sau o veste, parcă vreți o împăcare. Vreți o împăcare, dar ceva vă ține pe loc. Nu știu, nu reușiți să vă decideți ce să faceți, să dați o șansă, să nu dați o șansă unei relații sau poate decizia stă în mâna persoanei de care dumneavoastră sunteți îndrăgostiți. Aici oricum veți avea parte de un sprijin moral ca să ieșiți dintr-un punct, dintr-un impas de asta de supărare, în care poate ați trecut unii dintre dumneavoastră printr-o stagnare, că tot așteptați, dar persoana respectivă se va hotărâ până la urmă și vă va da o veste. Iar unii dintre dumneavoastră
Dacă nu ați avut o relație de ceva timp sau nu ați simțit să iubiți sau să fiți iubiți de cineva, să știți că va apărea o persoană din trecut cu care ați avut o legătură sentimentală sau prietenească, da? Dar se poate înfiripa o adevărată poveste de dragoste aici. Cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc foarte mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!